Sunt vegetarian? de două decenii. În campanie electorală mai scad câteva kilograme, este firesc. Trăim cu mama soacră, într-un apartament mic. Este... Este... Este dragoste. Asta este explicația. Dar, dar de unde este, are bani pentru a face asta sau a avea asta și mai departe? Astăzi, dacă un primar vrea să fură, el fură și pe telefon și chiar, chiar în față a fost chiar amenințări cu moartea. Soția era însărcinată câteva luni și a fost telefonată pe un număr necunoscut și a spus că primarul la o ședință a murit. Ah. Vreau doar să vă mulțumesc pentru ce faceți pentru oraș și să vă spun că ne rugăm la Dumnezeu pentru sănătatea noastră. și bine v-am găsit la ultima ediție a emisiunii, în care vorbim cu domnul primar Nicolae Dandes. Bună seara, domnul primar. Bună seara. Înainte de a începe, vreau să mulțumesc gazii acestui interviu hotelului El Cairo pentru primirea frumoasă pe care am făcut-o. Vreau să spun că cele patru interviuri care au fost până acum, am abordat diferite subiecte, dar Vreau astăzi să descoperim unele chestii pe care poate nu toți ca hulenile știu despre dumneavoastră, doamne Vreau să vă întreb care ar fi cele trei realizări la dumneavoastră de care sunteți cel mai mândru și ca primar, dar și ca soț, stat și, și în alte ipostaze. Da, cred că de fapt ați anticipat un pic răspunsul prin ceea ce ați menționat, diferite aspecte și mă, mă refer la faptul că când vorbim despre realizări a, sigur sunt mai multe care au, până la vârsta care o am a, care pot să le menționez a, mai mici mai mari dar a, cele mai importante cu siguranță și le-aș considera nu realizări dar cu adevărat niște binecuvântări a, sunt le-aș spune în ordinea cronologică în care au parvenit sau au, au venit în viața mea. A, este în primul rând Uh, cunoașterea soției și respectiv uh, constituirea familiei mele. Uh, apoi, uh, la un an după căsătorie, uh, am fost ales ca primarul municipiului Cahul, deci este, uh, de ce spun, o realizare, pentru că uh, este un lucru, este un serviciu, îmi place ceea ce fac și e foarte important în, în viață, în general, ca munca să-ți aducă plăcere și dedicație. De fapt, multe personalități au subliniat lucrul ăsta cât de important și cu adevărat lucrurile extraordinare care poți să le faci în viață sunt acele care le faci din plăcere. Este o dedicație față de comunitatea mea și mă simt cumva uh, antrenat, valorificat uh, ca și capacități intelectuale, ca și obiective, ca și, și mod de, de, de acțiune și temperament de lucru. Uh, și uh, după aceea, uh, un dar extraordinar pentru familia mea a fost uh, nașterea peciorului, copilașului. Eu cred că acestea trei, uh, într-adevăr, mi-au uh, marcat viața. Și uh, sigur sunt, spuneam încă o dată, și multe altele care uh, cumva sunt realizări, sunt uh, momente frumoase în viață. Dar acestea trei cred că m-au influențat într-adevăr cel mai mult ca și modul de, 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 trai, ca și viziunea asupra vieții, ca și atârnare, cum menționai, din statutul de soț, tată și statutul funcției pe care l-am. În profit acest lucru, nu mediatizați și evitați foarte mult să aduceți în fața publicului larg familia dumneavoastră. De ce ați ales acest lucru și în comparație cu alți politicieni pe care îi știm noi? Eu cred că, sigur, viața, viața privată privește pe fiecare în parte, fiecare familie și lucrul acesta este și din cauza, dacă vreți, a culturii, a educației, a mentalității în societatea noastră. Bun, poate unii din curiozitate sunt interesați, de ce, ce fel de familie, ce, care este situația, eu consider că fiecare familie decide în ce măsură își spuneam prezintă sau publicului detalii despre viața lor privată. Deseori am spus că atunci când multe persoane publice își postează pe internet foarte multe lucruri private, începând de la evenimente private, activități cu familia și mai departe, nu zic că este un lucru rău, dar uh, în societatea noastră ele trezesc foarte multe reacții, deseori negative. Negative pentru că întotdeauna se vor găsi ce să comenteze și în ce măsură ele, cumva, la un moment dat, pot să trezească uh, chiar fenomenii ca, nu știu, invidia sau, sau alte lucruri comentate, ceea ce cred că trebuie să rămână în spațiu uh, privat. Uh, deseori oamenii vor să impresioneze pe cineva anume prin fotografii sau alte lucruri care le postează și multe din ele nu reflectă neapărat realitatea sau ceea ce este în, în, sine, cât spuneam încă o pentru a prezenta niște lucruri care în societate nu sunt privite, spuneam, sănătos. Dar nu vedeți asta ca pe o uneantă de PR politic? Deci eu nu vreau să folosesc familia ca, ca PR politic. Cei care sunt, se interesează și vor cu adevărat să știe despre familie, cu siguranță găsesc să intereseze despre familie, dar nu mi-aduc aminte, cineva spunea o, o personalitate, spunea că nu este bine ca a, viața privată, să o prezinți publicului foarte detaliat, ca pe un covor roșu, ca nu cumva alți să o calce în picioare. Acest lucru, da, este de interes, că în momentul în care ești în atenția publicului, dar depinde și de membrii familiei, înțelegeți? De exemplu, la mine soția nu este o persoană care dorește foarte mult să fie promovată, să apară, public, să, iată, să tângească, să iasă în față, să se prezinte. Nu. Este o persoană modestă, înțeleaptă și cred că asta contează foarte mult, inclusiv pentru statutul și responsabilitățile care le am eu în societate. Eu nu știu dacă tot, toți, toți cahulenii știu acest lucru, de, pe departe nu toți, sunteți vegetariani și sunteți de ani buni vegetarian. De ce ați ales să faceți acest lucru și cum comparați viața de dinainte de a deveni vegetarian și de acum? Da, iarăși faci parte din viața personală, dar este un, este un stil de viață pe care l-am adoptat cu mai mulți ani în urmă, într-adevăr două decenii. Deci de prin 2000 Într-adevăr, nu mai consum a, și fel de a, carne, produse din carne. A, deci am luat această decizie la început, chiar dintr-o, dacă vreți, principiu, testare, să văd cât o să rezist. Am cunoscut oameni care nu au mâncat deloc carne în viața lor și când da, mi-a trezit acest interes de să, să văd. Sigur, am, am citit în această perioadă foarte multă literatură, pro și contra, dacă putem spune așa, vegetarianismului, atât mulți medici, profesori care vorbesc despre avantaje, alții despre dezavantaje. Pentru mine avantajele sau pro vegetarianismului sunt mai puternice totuși, mai convingătoare. Și care ar fi unul dintre acestea? Este vorba despre sănătate. Acum nu avem timp să discutăm foarte mult despre ce înseamnă despre partea de biologie, anatomie și proteine și o spun unii acum că nu poți le iei decât din carne și alte lucruri. Nu vreau să intrăm în discuții de acestea. Vreau să spun că a, eu mă simt perfect. Deci masa care o am este constantă în toată această perioadă. În campanie electorală mai scad câteva kilograme, este firesc. Dar în rest, spuneam cu atât, mulțumesc lui Dumnezeu că mă simt bine și că reușesc din orice alte produse să compensez și să, să nu simt această nevoie. Și soția mea la fel este vegetariană totuși, chiar dacă nu meditați situația familiară, mulți cetățeni se întreabă cum, care este relația dintre dumneavoastră și soția dumneavoastră, cum v-ați cunoscut, poate, care e se secretul acestei relații stabile și durabile. Este dragoste, asta este explicația. Cum am cunoscut-o, am văzut-o la un moment dat pe culoarele universității și știți cum expresia am văzut-o, mi-a plăcut și am uh, început să o să comunicăm. Am văzut într-adevăr că sunt uh, mai multe lucruri care, care eram în aceeași direcție, aceeași viziune și apropo un, un element uh, interesant a fost și surprinderea ei când ne-am cunoscut uh, și ea fiind tot vegetariană, însă și eu vegetarian și cumva era foarte surprins că cumva credea că nu prea sunt vegetariani așa a, și am văzut prin diferite teme de interes a, spuneam este o persoană extraordinară pentru, pentru mine a, și m-a impresionat și nivelul ei de, de cunoștințe și o persoană foarte a, pregătită. Înțeleaptă, sensibilă la nevoile oamenilor, foarte important, și aici, iarăși, un lucru care pentru mine era extraordinar de important. Și aici, calitățile personale, spuneam, și, și interesul pentru a cunoaște în general, au fost lucruri care au consolidat relația noastră. Teama Dumnezeu sau credința în Dumnezeu a fost elementul care a unit, în primul rând. Și spuneam, am mulțumesc Lui Dumnezeu pentru că mi-a scos-o în cale și am format o familie de care sunt mândru, pe care uh, o iubesc mult și uh, vreau ca, într-adevăr, Dumnezeu să întărească familia noastră pentru că, desigur, din cauza funcției pe care o am, uneori sunt uh, și au fost momente, poate care, uh, provocări, să zic așa, sau elemente mai complexe care... Uh, a trebuit ca să existe într-adevăr o, o răbdare și o, și o înțelepciune din partea soției imensă. N-ați avut reproșuri de, de genul, stați prea mult la muncă sau? Este foarte mult. Mă bucur de înțelegerea ei, de susținerea ei, de suport, dar sunt și eu sunt convins că orice soț, at atunci când dedică, poate, mai mult timp serviciului, siguranța acasă, cine mai va spune bun, este bun, trebuie să faci și lucru, dar aici și niște știți cum, responsabilități ca și soț, ca și, și tată și aici mereu spun, da, îmi cer scuze, uite, hai că o să încerc să le... Să le să le combin. De fapt, foarte, foarte important aici, aș sublinea un lucru care a, fiecare dată, și -a, vă spun din convingere, este foarte greu să găsești un echilibru. A, știți cum? Să fii foarte bun și să dedici foarte mult timp și să ai rezultate frumoase și la serviciu și, în același timp, să fii suficient și de familist, să dedici timp familiei, copiilor deci, mereu vei risca să, să înclin spre o parte sau alta. Deci, este important din partea ambilor, a, și a soțului, și a soției, să ne am înțelepciune și să tindă să, să echilibreze acest lucru, pentru că atunci când simți că cumva există această nemulțumire în familie, că nu ești suficient timp acasă, te marchează și te influențează negativ și la serviciu, deși sunt intercondiționate și aici, într-adevăr, când și invers, când pleci cu un bagaj de dragoste, de energie pozitivă, de a, pozitivism de acasă, și la serviciu lucrurile merg, știți cum, și când există această armonie sau, într-adevăr, echilibru între a, viața personală, viața profesională. Îmi place cum arăta această dinamică un înțelept antic când spunea că de la, de la echilibru inimii sau de la această stare echilibrată de la inimă, apoi viața personală, apoi viața familiei, apoi viața comunității, viața națiunii, viața întregii, lumii. lumi. Ele sunt toate legate pentru că momentul în care ai o anumită supărare de la serviciu o duci acasă sau, sau invers. Când aud unii că da, unora le reușește să lase grijile la serviciu la ușă, când intră în casă, gata, el a uitat de serviciu, eu am foarte multe întrebări în această situație, nu știu, cred că de, de, de sincer... Adică lumea. nu sunteți de acord cu chestia asta. Asta este un lucru perfect. Cine reușește acest lucru, spuneam, sunt unități sau mint. Pentru că eu cred că noi avem un cap care nu putem să apăsăm pe buton și la, lași la stradă uh, grijile de acă din comunitate și mai departe. Eu vin acasă și acasă nu sunt griji. Deci noi și în familie discutăm lucruri de... Uh, deci soția vede sunt revoltați sau îngrijorat despre ce se întâmplă în țară. Cumva îi spun, uite, cum pot să existe lucrul ăsta? Dar de ce așa? Și mai departe. Și continuăm discuția și acasă, în familie, evident, Va, duc această povară dacă vreți, a îngrijorărilor și a, a dorinței mele de schimbare spre bine în oraș sau când țară, o duc și acasă. Sigur, poate acasă ar trebui într-adevăr discutate alte lucruri, dar așa sunt eu. Sunt, dacă mi-a intrat în, în mintea, în inima mea, sunt afectat de ceva, sigur vreau să să împărtășesc, vreau să o discutăm și sigur soția mă ascultă. Uh, uneori eu singur simt momentul când trebuie să schimbăm tema, știți cum, să cumva mai diversificăm a, și... E, dar asta este realitatea, spuneam, încă o dată este greu, tind și a, este, bineînțeles, a, familia are prioritate, dar a, atunci când ești consacrat foarte mult unui lucru, a, spuneam, a, tot timpul riști sau să, să suferi de obicei, cei care sunt persoanele de dragi, persoanele apropiate, cumva a, ei sunt cei care simt energia aceasta sau stările pe care le aduci de la serviciu. Și cumva și copilul intră în această rază de influență inevitabil? Evident, simți energia, chiar dacă astăzi poate nu nu înțelege și nu poate să spună niște lucruri, dar sunt convins că energia aceasta o, o, o vede, o simte. Cum îl vedeți? peste câțiva ani, când va crește mare, credeți că va fi, poate, privit cu alți ochi sau în ce domeniu îl vedeți activând? Da, un băiețel de are 2 ani și 4 luni, Nicolae, spune, deci deci Nicolae Junior. Încă de la concepere spuneam soției, am spus dacă va fi băiețel, va fi Nicolae, dacă va fi Fetița va fi Nicoleta. Deci, Apropo, sunteți de acord cu chestia asta că mama trebuie să-i pună numele copilului neapărat? Trebuie. Deci fiecare decide cum are un nume preferat sau, sau fiecare familie decide. Noi la capitolul acesta soția a fost de acord cu propunerea mea și am spus va fi Nicolae Junior, deci asta este dorința mea să... Și, Spuneam, am un băiețel extraordinar, mă bucur și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că cumva așa mi-am dorit să am un băiețel și să să încerc să transmit, dacă vreți, lui să, să discut, să, să investesc sau ce știu eu să, să, să pot să, să investesc în educația lui. Uh, nu știu care va fi, ce va dori să facă el în viața lui, să dea Dumnezeu sănătate și să, uh, uh, să, aibă o dorință și aceasta cu siguranță o va vedea și la, și la mine și la soție, motivație de a cunoaște uh, și el va decide ce îi va plăcea mai mult să cunoască sau uh, eu uh, va... Când am plinit un anișor, eram cu soția la o librărie și Uitam prin ce cărți, ce apariții mai sunt și am văzut pe rafturile una, unei librării o carte care imediat mi-a atras atenția și uh, am zis asta o iau ca și o dau la oficiul meu, se numea Politica pe Înțeles Copiilor. Uh, nu am desfăcut cartea să văd ce e scris în ea, era o traducere a, a unor autori străini, a o traducere română uh, și am zis să o iau titlul mai intrigat și am zis că va fi mare când va putea să citească. Deci asta a fost prima mea carte care am dărit-o lui. Nu știu dacă îi va place politica, dar cu siguranță va cunoaște ce înseamnă acest lucru și, și deja va decide dacă va îmbrățișa, să zicem așa, unele din viziunile sau convingerile care le-am eu, s-ar putea să nu fie de acord. Nu știu, vom vedea. În funcție de primar și în spațiu public. Sunteți mulțumit de partea financiară pe care o primiți ca, ca salariu sau s-ar putea și mai bine? Vedeți, a Republica Moldova nivelul de salarizare în general a funcționarilor de stat, a instituțiilor de stat publice este cum este, având în vedere situația economică în ansamblu. Eu nu o să spun acum salariul meu de primar a municipiului este mare sau este mic. Sigur uh, îmi mulțumim Dumnezeu și de acesta uh, că ar trebui în general toți bugetarii să fie plătiți mai scump, mai, mai mult, uh, evident, dar uh, spuneam ăsta este nivelul, sunt mai mulți factori care uh, explică acest lucru, uh, niciodată nici pentru mine, nici pentru soție nu uh, ne-am propus ca, ca, ca obiectiv, e chiar atât, trebuie să... Să devenim bogați, sau să. Nu, ne mulțumim cu ceea ce avem și, sigur, timp, în măsura posibilităților, ne dorim să avem un minim confort de, de trai. Este important, zic eu, și faptul că, mă rog, copilul, copilul crește, acum chiar suntem într-un proces de cumpărarea unui apartament mai mare pentru că spuneam, a trăim cu mama soacră într-un apartament mic a, pe a, cu achitarea pe câțiva ani a, dar spuneam a, încercăm și a, să vedem a, a, în tot partea a, frumoasă să a, eu ca și activitate suplimentară didactică care iarăși la fel mai complementează parte de, de venituri. Deci, asta este, spuneam, nivelul de, de, de situație economică la noi. Eu mi-aduc aminte de părinții, părinții mei și de, de modul cum, în general, generația părinților noștri lucrau o viață pentru ca să aibă și ei casa lor sau să-și creeze condiții. De aceea, pentru mine, nu este, este un, un obiectiv în sine. Suntem dedicați lucrul pe care îl facem. Mi-aș dori, ca spuneam încă o dată, într-o zi, să fie o mai bună remunerare în, în administrația publică și în general, dar pentru asta este nevoie de foarte multe reforme, voință, și ca țara, să sigur, să înainteze, să fie mai puțină corupție, mai puțină hoție și în felul ăsta vor fi mai, mai multe venituri la bugetul de stat și va fi și de unii majorat salariile. Multe persoane care ajung în funcție publică noi în țară deseori încep să, să întreprindă anumite acțiuni care ar fi peste puterile lor normale și de aici începe și corupția în țara noastră. Ca dumneavoastră, ca primar, ați fost tentat sau sunteți tentați să intrați în business și în alte câștiguri, alte tipuri de câștiguri? Nu, eu cred că este periculos. De fapt, în, la nivel și național și la nivel local, clasa politică, sunt foarte mulți care fac și una și alta. Adică și business și, și politic. Și atât aici este cea mai mare tentație de corupție, când statutul politic poate să se aducă sau administrativ îți poate aduce niște avantaje și anumite elemente sau aspecte de statut ca să influențezi cumva partea de afacere. Eu, de exemplu, consider că cei care se ocupă de administrație nu ar trebui să aibă tangență cu, cu business-ul. Adică eu nu m-am gândit niciodată că, iată, îmi doresc să am o afacere într-un anumit domeniu. Am spus, în momentul în care a, astăzi pentru mine prioritară este administrația publică, deci eu mă ocup de administrație, în momentul în care nu voi avea treabă cu administrația și voi căuta a, un loc de muncă la o instituție de stat sau că voi dori să am, dar nu este, știți cum, eu cred că, bun, și se educă, dar ori ai natura ta, această spirit antreprenorial, ori nu o ai. Azi, mai sunt care cumva încearcă și una și alta, a, eu consider că este păgubos, este periculos uh, uh, acest lucru, de deci, aceea tot timpul am spus și în, în campaniile electorale locale, am spus uh, nu uh, consider uh, normal ca cei care sunt au întreprinderi să intre și în funcții eligibile, pentru că tot de timpul... Fapt, cam asta și se întâmplă. Nu, nu există de o tendință și firească, de... nu neapărat sănătoasă, dar firească, îmi spuneam, naturală, ca cei care au afaceri să le crească sau să le protejeze. Și atunci, sigur că sunt tentați ori ei, ori persoane din anturaj să aibă persoane, oamenii lor, zicem așa, în viața politică, în funcții cheie. Deci, de asta spuneam încă o dată, pentru mine acest domeniu nu este atractiv, nu mă interesează business și de asta, cât privește partea de corupție, în general, în administrație și la nivel de, de țară. Știți, aici este foarte mult de... Eu am mai spus, una, am spus una din unul din interviurile anterioare, totul ține de a, moralitate și integritate. Adică o spun și, și acum cu toate, deci putem să schimbăm oricâte legi n-am schimbat. deci, din păcate, dacă cineva va vrea să furi, va putea să furi. Deci, noi vorbim în primul rând de schimbat mentalitatea și de lucrat la partea aceasta, spuneam, cu de integritate și de valori personale. Pentru că astăzi, dacă un primar vrea să fură, el fură. Deci, oricât de legi n-am schimbat. Deci, are pârghii, da? Ca să înțelegi corect. Deci, de asta pleacă de la natura ta personală. Deci, trebuie să... Dacă, dacă tu consideri că nu este corect, nu este moral, nu este bine să furi, să bagi mâna în buzunarul statului, deci Înseamnă că pleacă, este o, un crez, este o, un mod de a te aterna față de, de societate, de, de, de ceilalți. Pentru că, uh, știți cum, dacă îți dorești, sau iarăși, uh, îți dorești să acumulezi avieri, să, să strângi bani, știți în Biblie, este scris un text foarte, foarte profund și, și clar că uh, rădăcina tuturor relilor este iubirea de bani. uitați cei care își doresc aviere, își doresc să aibă bani pentru vacanțe luxoase, își doresc să le creeze condiții, nu știu de care, la copiii lor. Sigur că tot timpul se vor gândi din ce să, cum să câștige cât mai mulți bani sau să, să adune aceste finanțe ca să își permită sau să își dezvolte imaginația sau sau, sau luxul. Eu le-aș le da un... aș practica lucrul ăsta uneori cu unii studenți de-a despre, când vorbeam despre corupție, noi deseori ne, ne place să vorbim despre, despre alții. Adică, iată, acolo este, așa, este așa și le spuneam la studenți. Uitați-vă, voi cunoașteți matematică. Deci ce înseamnă? Uitați-vă, aveți părinții voștri. Care sunt veniturile lunare? Deci este venitul lunar a, a mamei, a tatei, iată asta este. Uitați-vă cam cât cheltuie familia voastră. Dacă vedeți că cheltuie mai mult decât sunt salariile, că nu sunt secreți pentru voi salariile părinților voștri, puneți-vă întrebări de unde este diferența. Deci, și atunci, dacă voi chiar sunteți studenți și de, vreți să deveniți funcționari de stat care veți lupta corupția și spuneți cât e de grav și fenomenul acesta cât de nociv, trebuie să începeți la combaterea de acestui fenomen în familie. Deci, în felul ăsta vom fi noi, într-adevăr, receptivi la, la, la ce, ce se întâmplă în societatea noastră și vom, fi, vom putea să, să dăm exemplu. Sigur că lumea permanent va suspecta, într-un fel, că ai cum. Păi uite, este în așa funcție, păi poate profită de una, poate profită de alta, și mai departe. Deci, iarăși, fiecare persoană decide în dreptul lui dacă se murdărește sau, sau, nu. Adică, este, devine părtașa acestor scheme de corupție sau nu. Nu spuneam încă dar posibilități, evident, tot timpul sunt. Se vor găsi tot timpul cineva care, pentru a rezolva o problemă, să vină să încerci cumva să rezolvi problema. Dacă tu le lași și dai de înțeles că tu accepti astfel de lucruri, cu siguranță este... Adică vei găsi mereu, știți, este cerere și ofertă și invers. Adică în momentul în care știu că astfel de întrebări nu merge cu tine, deci se încheie, lumea nu, mai, nu se mai apropie, știi că subiectul ăsta nu se discută. Da? Deci, iată, în maniera asta noi vorbim despre, despre situații care, care trebuie să, 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 fie în societate. Da, sunt, știți cum, oameni care trăiesc și le place mai mult lux, evident necesită cheltuieli, să uită că salariul e mic și atunci își pun întrebări de unde să ia diferență. Dar pe mine desigur și mă șochează în societatea noastră este că oamenii elementari nu își pun întrebări că văd ceilalți cum trăiesc și își mai italează și mai pun pe, pe rețele socializare, spuneam cu atât, nu știu de care, fotografii, în ce condiții și cum am par. Evident că oamenii simpli se uită la tine și zici, băi, dar, dar, de unde este are bani pentru a face asta sau a avea asta și mai departe? Adică, știți, este un echilibru natural și normal oamenii trebuie să... Adică astăzi nu mai au nicio o teamă, nici o un fel de, cum să spun, simț. Într-adevăr, poate sunt niște lucruri care îi aparțin. Dar în condițiile în care pe ansamblu sau în jur este sărăcie, este evident că celor se vor uita cu invidie, cu răutate, poate lăcomii, momentele genul ăsta, deci, ține de integritate, spuneam încă o dată, și de, 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 valorile pe care le împărtășești, ca să poți doar liniștit noaptea, să nu stai cu grijă că iată, nu știu cine, cineva... Deci, asta este fiecare decide pe ce cale merge în... Mă rog, în activitatea lui sau în general în viață. În 2015 pe primar și de atunci cred că ați trecut niște etape în, ale, în acest job. Care a fost experiențele mai neplăcute din, din această perioadă ca, ca primar? Mi-aduc aminte, într-adevăr, au fost unele care poate... Sigur, sunt de, de diferite tipuri de, de momente neplăcute, zic așa. Sunt, în general, despre faptul insatisfacții de la, poate, anumite realități, conjuncturi care s-au întâmplat. Când nu, nu de exemplu, o anumită înțelegere din partea unor colegi sau, mă rog, faptul că nu ți reușe anumit proiect să realizezi așa cum ți-ai mai, mai extreme, mai... Exact. Dar au fost și lucruri de natură personală, hai să așa. Primile, în primul an au fost, au fost multe mesaje și pe telefon și chiar, chiar în față au fost chiar amenințări cu moartea. A, pentru că, mă rog, am uh, încercat să intru într-o temă care uh, era complicată și afecta pe unele persoane în mod uh, direct. Uh, și spuneam încă o dată, am primit aceste mesaje, nu m-am lăsat intimidat, este adevărat, uh, uh, nici nu am făcut uh, uh, plângere către, către instituțiile de drept. Uh, Mi-am asumat acest risc, poate spuneam încă o dată. Uh, poate ar fi trebuit să fie sesizate organele de poliție și alte instituții, dar nu am făcut-o, am încercat să explic oamenii că astfel de lucruri nu voi da înapoi sau mă sperie cu, cu astfel de situații. Am avut situații de genul, mi-au scos șuruburile de la roți la mașina proprie, deși, noroc, deși dimineața, când mașina proprie, Uh, ies la serviciu, deși tot mai, tot mai rar fac lucrul ăsta. Uh, deci verific tot jur împrejur. Acum, mă rog, este și în supraveghere video. Dar atunci experiența respectivă, spuneam, m-a pus serios pe gânduri uh, pentru că nu știu ce intenție a fost și, și cine a făcut lucrul ăsta. Uh, am avut situații și mai grave, zic eu, uh, mai grave, când soția era însărcinată, câteva luni, și a fost telefonată pe un număr necunoscut și a spus că primarul la o ședință a murit. da? Deci, vă dați seama de a, ce reacții sau ce putea să se întâmple. A, nu am reușit să dau de acea, acea persoană, dar spuneam încă o dată mulțumesc lui Dumnezeu că și soția, nu știu, a găsit uh, putere și să, 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 să. până să verifice, și a spunea încă putea să existe riscuri. Um, am avut situații când, zicem așa, anumite cazuri iarăși și din comun. Uh, când o persoană cu. o persoană cu mașina, avea în mașină cadavrul altei persoane și m-a sunat și a zis că îl în birou la mine ca să-l îngrop eu. A, deci era în fața primăriei mașina. A, dar, mm -hmm. știți, acum din, din memorie sunt foarte multe. De acestea că au fost, mi-a adus roata în anticameră, Uh, sparat unul și a spart roata într-o groapă în, pe o stradă din oraș. Au fost, au fost mai multe lucruri. Asta adică, e uh, 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 da, nu, sunt lucruri, spuneam, cu atât de natură personală mai multe, uh, dar mi-am dat seama că avem de-a face cu diferiți oameni. Și de Amenințeri sau de înjurături sau de alte tipuri de cuvinte la adresă, deci ăștia deci nici nu mai vorbesc, da? Deci, în momentul când îți asumi să, să ocupi o funcție importantă cu răspundere în care ai, spuneam, responsabilitatea asupra mai multor oameni, cu siguranță vor fi și oameni care, mă rog, au alte așteptări sau, sau poate îi deranjează multe lucruri și atunci nu m-am speriat, au fost genul de mesaje, Uh, și asta chiar cred că erau, se, erau, și anumite pregătiri din partea unor se doreau anumite presiuni pe, pe linie politică în care veniți unii din cunoscuți și mi-au spus uite că uite, se vorbește în anumite medii că urmează să se vină, să te aresteze, să facă percheziții pe acasă, uh, pe urmă să te dea la televizor ca să te discrediteze și după aceea duci și spune că ești nevinovat. În momentul în care Uh, știi că este nevinovat sau că nu ai deci sistem, dar s-ar putea în țara noastră să ai și astfel de, de, surprize. Deci, evident că afectează și spuneam încă o dată, dar nu cred că sunt singurul primar sau funcționar care poate, care are altfel, de, au avut astfel de situații. Eu deja, poate nu e normal, dar vreau să spun că deja, când nu există moment genul ăsta, mă pun pe gânduri. Adică, practic, deja te căliești și îți te, te, te crește te o anumită imunitate și îți dai seama că în momentul în care îți asumi anumite lucruri și în momentul în care poate unii a, nu știu, văd și alte perspective în persoana ta, atunci sigur că se gândesc cum s-ar putea să te intimideze sau cumva să te oprească. Acum că am vorbit despre cazurile mai neplăcute, haideți să să nu lăsăm în depresie audiența noastră. Spuneți-ne cazuri în care ați fost inspirat de de noștri, sau care v-au plăcut și v-au rămas în amintire, ca niște situații plăcute. Da, este adevărat. Știți cum sunt lucruri și plăcute, și neplăcute în orice meserie, în orice activitate. Evident că momentele plăcute au fost mai multe. Și și lucrul ăsta. A, și poate am spus iarăși într-unul din interviurile anterioare despre faptul că cea mai mare satisfacție pe care o poate avea a, o persoană aleasă într-o funcție eligibilă este aprecierea, susținerea, recunoștința din partea cetățenilor. Și spun lucrul ăsta, nu iarăși ca o chestie teoretică, deci lucrul ăsta trebuie să-l trăiești. Trebuie să-l trăiești, trebuie să te alimentezi din pozitiv, din energia oamenilor care ți-o e umană, am spus că e miros pe cei care departe, pe cei care sunt fățarnici și care au careva interese și vin și îți zâmbesc în față și îți bat din palmă. Dar de fapt, spuneam încă o dată, au alte abordare sau, sau de fapt altfel gândesc despre tine. Și când sunt oameni sinceri care contează, te întâlnește în piață sau pe stradă și vine și strânge mâna și spune, domnul primar, mulțumim. Sau, deci, deci știți, momentele astea zilnic poți să te încarci cu atâta energie încât îți dă putere să să, să, să lupți, să treci peste orice obstacol. De obicei, oamenii vin, știți cum, la primărie, la primar, în audiență, vin cu o întrebare, cu o problemă. A, să spun un în caz, într-una din zile, a, era o zi încărcată cu mai multe ședințe, întrebări, plângeri, situații, niște probleme în, în anumit sector. Și chiar aveam o stare așa de, de, încordare, de obosit, supărat cumva și la un moment dat eram în birou, se deschid în cercior ușa, o doamnă în vârstă, deci așa parcă să vrea să intre în birou la mine. Eu am ridicat capul, eram cu niște documente, studiam niște documente și am ridicat capul, parcă cumva supărat, oare ce mai vrea doamne și, și, și mă tușe ca asta, că, adică... Și uh, ea a venit, a început așa mărunt să între cu pași mici spre mine, vinea spre mine, eu -am, mă uitam așa la, la ea, zic, ce vrea doamne, zic, bună ziua, bună ziua. Zi. Și ea zice, domnul primar, nu vă supărați, n-am venit cu nicio o cerere, nu, avem nevoie nimic. Vreau doar să vă mulțumesc pentru ce faceți pentru oraș și să vă spun că ne rugăm la Dumnezeu pentru sănătatea noastră și să vă oameni de treabă prin jur să face, în jurul noastră să faceți multe lucruri mari. Și știți, m-a lăsat efectiv fără cuvinte, deci real, eu nu i-am răspuns, n-am putut, în momentul ăla nu, nu găseam cuvinte, deci ea s-a întors, mi-a dorit o zi frumoasă și a plecat a fost o lecție foarte puternică pentru mine și am spus de cât de important că Dumnezeu îți trimite în anumite momente oameni care să-ți să, -ți, să -ți dea un bărbătare, să-ți dea un curaj și vreau să spun, cazuri genul ăsta au fost, au fost foarte multe. Evident, satisfacția lucrului făcut în general, că ți-ai propus un lucru și l-ai făcut, este Sigur, iarăși te încurajează să te apuci de un alt proiect sau nu contează, un lucru mic, dar care vezi uh, uh, din partea oamenilor uh, apreciere. Uh, eu uh, mai, mai tare mă încarc cu energie, pozitivă să mă iau încă o dată de la, la oameni simpli, pentru că știți cum, uh, când vine un om de afaceri, prosper, sau o persoană importantă, influentă, nu contează, nu numai din Cahul, mă refer în general, uh, bun, este este una chiar dacă un feedback pozitiv. Uh, dar atunci când un om simplu care ne-am el real, era recunoscător de de sportul care l-a avut, iată ăstea mă, 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 mă fac să mi dea îmi dau energie, curaj și mă fac de fapt să, să cred și să am această convingere că Dumnezeu la diferite diferite posturi, în diferite funcții el decide ce oameni pune și convingerea că pentru asta de fapt am fost pus în această funcție, să fac sau să ajut oameni care poate, știți cum, de alte persoane sunt ignorate, nu le se dă mare importanță. Eu vin dintr-o familie săracă, o familie simplă și desori aceste situații mă ajută ca eu să înțeleg chemarea care o am sau mă rog ce ceri cere de la mine, să, să, fiu un om în special pentru cei care au nevoie. Aveți un motto după care vă conduceți zilnic și care vă pune în funcțiune această dorință de lucru, de a face bine? Da, este, să multe lucruri ne influențează în viață și ne formează. De fapt, la un moment dat acumulez o experiență din ceva, înveți de la un om, citești ceva interesant. Sunt multe lucruri care ne marchează și care ne fac să, să creștem. Și asta trebuie să fie o tendință firească și, și sănătoasă. Dar pentru mine cea mai importantă este o matematică a spiritualității, dacă vreți, și anume este vorba despre regula de aur din Biblie, și care mi-aș dori ca fiecare din noi cu adevărat să înțeleagă profund acest mesaj să o trăiască. Și mă refer la a, mesajul sau la textul care spune ceea ce doriți să vă facă voi, oamenii faceți-le și voi la fel. Aici fiind a, încadrată legea și prorocii deci tot ceea ce înseamnă a, și de asta este numită regula de aur a, eu îi spun o matematică a spiritualității a, noi Așteptăm de la cei care ne înconjoară, de la cei care interacționăm, lucruri frumoase, lucruri pozitive, dar uh, cumva uităm că, de fapt, uh, ei la fel așteaptă de la noi. Deci este un echilibru în, uh, în societate, în general modul cum a construit Dumnezeu umanitatea și pentru mine, de fiecare dată, atunci când apare o întrebare încerc să sau o situație, încerc să mă pun în pielea acelei persoane și zic, iată, dacă eu aș fi în situația lui, cum aș proceda, și atunci, ca să mă apropii cât mai mult, a, sau să zicem așa, a, a, acțiunea mea sau, sau vorba, sau indiferent că e o faptă sau un cuvânt, să, ridice, să fie cât mai aproape de nivelul pe care îl așteaptă, a, și asta depinde de măsura în care eu înțeleg nevoia lui și încerc capacitatea aceasta de empatie să mă transpună în pielea acelei persoane este uh, un lucru care este poate și uh, ține uh, de domeniul acesta spiritual și care în interviul anterior nu am reușit să-l să dezvoltăm, dar uh, eu cred că oamenii trebuie să înțeleagă acest lucru, că orice, uh, spuneam, uh, oferi, uh, deși este, uh, vine înapoi uh, același lucru, ce seamene, ce ești culegi, uh, din păcate văd deseori în societatea noastră acest mesaj sau regulă de aur care spuneam se vorbește în termeni negativi. Chiar în anumite instituții religioase am auzit formula ceea ce nu doriți să vă facă voi oamenii, nu le faceți nici voi. Și am fost revoltat la un moment dat, spuneam, zic, uite, zic, de ce folosiți? Păi, dar ce deci nu-i tot aceea? Păi cum zic, în Biblie e cu varianta cu afirmații, cei ce doriți, nu cer. Păi da, da, adică Păi zic, nu, bine, diferența este cer și pământ. Diferența între aceste variante afirmativ și negativ este vorba despre sacrificiu. Este mult mai ușor, de aproape că este foarte ușor să, să, să aplice acest principiu. Cei ce nu doriți să vă facă, nu-l faceți voi. Dar ea încearcă și trece pe varianta pozitivă și o să vezi cât e greu. Este pentru că trebuie să depui efort, Trebuie să, să să faci niște lucruri, nu doar să stai. Eu nu vreau să fac rău, nici tu nu faci, nu și nici fiind sănătos, ne vedem fiecare treabă lui. Deci, exact. Deci, uh, iarăși, necunoaștere și poate la un moment dat lipsa aceasta de meditație sau de reflexie asupra mesajului și asupra diferenței fiecărui cuvânt. Pentru, uh, pentru mine uh, este important și îmi doresc ca în fiecare zi alimentarea aceasta pozitivă și cu energie și cu mesaje frumoase care, îți uh, dau într-un fel ne-am încoat uh, energie, entuziasm pentru a face ceva frumos în uh, societate, în comunitatea noastră și eu uh, încerc să trăiesc, să mă alimentez cu, să ne cu această energie pozitivă și atunci când a, ești bateriile sunt încărcate cu astfel de energie, vedem celelalte obstacole, provocări, uh, este, cum să spun, este greu să să le ignori, pentru că unii zis, mai lasă mai vorbesc cu unii și, și rău și nu mai departe, dar nu le punești chiar tu la inimă, nu pot. Deci sunt oameni, știți cum, pe care pe urechi intră și pe alta este. nu. Sigur, există un filtru, a, știți cum este important să-ți crește această imunitate, pentru că ele evident sunt dăunătoare, a, dar a, trebuie să înțelegem că există rău în societate, există bine și noi tot timpul trebuie să fim factori de amplificare a binelui, Uh, și putem, fie pentru o vorbă, fie printr-un uh, gest simplu, uh, prin atenția, poate, persoanei care care ne înconjoară. Uh, am uh, spus asta și colegilor mei din primărie, dintr-o experiență mai, mai veche, de câțiva ani în urmă. Uh, undeva erau un, într-un context tot un mesaj. Haideți să, uh, să nu treacă nici zi fără uh, a spune cuiva uh, mulțumesc. Uh, și știți cum sau uh, să nu-ți spună cineva mulțumesc și iarăși diferența, știți cum uh, pentru că dacă uh, îți spune mulțumesc, asta înseamnă că ai făcut ceva frumos sau plăcut ai, ai ajutat sau mai departe deci atât, pentru mine uh, este important uh, și cu un îndemn uh, pentru comunitatea noastră, pentru țară pentru toți în general pentru oameni de bună credință ca să nu treacă într-adevăr nici o zi, ca cel puțin uh, o persoană uh, să ne spună mulțumesc, să, să aibă pentru ce să ne spună mulțumesc, asta înseamnă că noi trebuie să tindem, să facem cât mai mult bine, că poate chiar de la unii nu vom auzi mulțumesc, poate lipsă de recunoștință, poate și mai departe, dar noi satisfacția că am făcut acest bine, vreau încă o dată va uh, răspândi acest bine în societatea noastră și vom putea uh, și pe plan personal și familiile, și uh, serviciu, și comunitatea, uh, toate în ansamblu să, spuneam încă uh, să fie umplute de, de bine și faptele noastre trebuie să meargă înaintea noastră. Super! Noi mulțumim de aceste interviuri, sperăm că au fost... Uh că au luat aminte cetățenii noștri și că au fost interesante pentru ei și noi, estimați privitori, ne vedem în următoarea ediție a emisiunii noastre. La revedere!